Bine v-am găsit! Astăzi voi face un chec aperitiv cu pleurotus. Am 500 de grame de pleurotus pe care le-am spălat, apoi le-am stors bine și le dau prin făină, fiecare bucată o dau prin făină. Am păstrat doar pălăria, cozile le-am separat pentru că sunt foarte tari față de pălăria ciupercii. Minat ciupercile de dat prin făină, le pun deoparte și voi bate 3 albușuri cu o linguriță rasă de sare. Am terminat albușul de bătut, spuma. Voi pune acum gălbenușurile. Mai pun 2 linguri de ulei. Se poate pune de floarea soarelui, de măsline, struguri de care doriți. Și am 2 linguri de făină. Și 3 linguri de lapte. Deci compoziția e gata. Acum voi pune într-o tavă, o tavă de chec pe care am căptușit-o cu hârtie de copt. Voi pune din compoziția de ou 2-3 linguri ca să le întind pe fundul tăvii. Și acum voi da ciupercile prin compoziția de ou și le așez în tavă. Încerc să le pun să fie uniform repartizate. Și acum peste ciuperci voi pune câte un rând de brânză cheddar. Acum vin iar cu un rând de ciuperci. Pun în continuare brânză cheddar. Acum pun din nou ciuperci. Am să pun toate ciupercile acum în acest strat. Pun ultimul rând de brânză cheddar. Iar deasupra voi turna ce a mai rămas din compoziția de ou. Și o voi pune acum la cuptor 40-45 de minute la 180 de grade până când se rumenește frumos. Am scos din cuptor. Așa arată. Și acum voi pune într-o tavă. O las să se răcească, după care se poate tăia felii. Merge foarte bine și pentru pus pachetel la școală sau la serviciu, între 2 felii de pâine cu puțină salată. Am scos checul de pleurotus din frigider și acum așa arată.
Este foarte gustos, se prepară ușor. Vă doresc poftă bună!